cine se iubește Roxana Blend e de la piefi la cuțite semnul exclamării concurenta, ipostaze romantice alături de partenerul ei. Și acest sezon piefi la cuțite este plin de surprize, așa cum emisiunea i-a obișnuit de-a lungul timpului pe telespectatori. Show-ul culinar a adus împreună niște concurenți de senzație ce-i surprind pe cei trei maestri, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, cu fiecare nou preparat. Cine este iubitul Roxanei Blanche? Cu toate că mulți îi pot admira acum în cadrul emisiunii, puțin știu cum arată concurenții în viața privată, departe de lumina reflectoarelor. Ei bine, noi vă informăm că mulți dintre aceștia au deja iubiți sau chiar sunt căsătoriți. Una dintre norocoase este și Roxana Blanche. Pe lângă faptul că este o femeie extrem de frumoasă și talentată, tânăra în vârstă de 27 de ani o duce bine și pe plan amoros, nu doar pe cel profesional. Concurenta de la piefi la cuțite trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Cătălin. Roxana Blanche trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubitul ei, Cătălin. Bărbatul o susține în tot ceea ce face, drept urmare a și încurajat-o să participe la emisiune, potrivit A1.ro. Despre concurenta de la piefi la cuțite vă mai spunem că a pășit cu mult curaj în cadrul show-ului culinar, declarând deja că este pregătită să câștige competiția. Roxana Blanche a făcut inițial parte din echipa carourilor, cea a lui Cătălin Scărlătescu, dar ulterior, aceasta a ajuns în echipa bulinelor, cea condusă de Florin Dumitrescu, printr-o amuletă. Întorcându-ne la partea sentimentală, vă spunem că pe Cătălin, iubitul Roxanei Blanche, îl puteți vedea în galeria foto, într-o imagine realizată alături de concurentă. Se vede clar că dragostea plutește în aer pentru cei doi, aceștia fiind nedezlipiți, la propriu, citește și Cătălin botezat, își serbează astăzi ziua de naștere. Ce vârstă a împlinit celebrul designer în articolul Let's Blockades?